cuvântul meu zici că bea mușat, zici că bea benghei lichid. De ce? N-ai văzut că și-a vărsat din suc în până, n-ai văzut cum sună acum, mi s-a desfundat nasul instantaneu. Nu e ca și cum l-aveam info. Bă, deci ce bea exact? Adică ce e în sticla aia? Ce e în sticla aia? Apa cu gheață. Nu mă, sticla aia care s-a vărsat? Da. Era Listerin, mă, de la de gură. Nu s-a vărsat, nu s-a bea. Spart, am spart-o eu, nu s-a vărsat. Dar da, da, nu bea. Că nu e cazul să părem domnișoare. Am spart o sticlă de supărare. Ai avut un episod psihotic și ai spart sticla de Listerin. Nu, că, cum să zic, nu-și mai avea rostul sticla aia. Scopul sticlei este ca să-mi clătesc gura, ca să miros frumos lângă voi. Nu e cazul. La nervi extremi, nu, ce, argumentația că nu-și mai au rost obiectele, știi? Băi, deci păi nu avea sens să miroasă. M-am enervat atât de rău să-mi bapul acasă cu nevastă mea, că nu-și mai avea rost, frate, televizorul ăla. L-am dat în stradă, nu-și mai avea rost în momentul ăla. Aia era apă de gură ca să miroasă gura frumos în prezența voastră. Nu e nevoie. Deci, la condițiile alea de lucru, nu era nevoie să mai miroasă gura frumos. Deci, suntem fără Listerin. Și urmează, adică, poate să escaladeze supărarea, să nu mai aibă rost nu, după aia. Nu, eu nu sunt genul ăsta. Nu, în sensul să nu mai aibă rost alte lucruri, adică să rup hainele de pe tine, că nu mai au rost hainele, după aia că n-am ajuns să fim căsătoriți și să avem probleme atât de grave încât să-mi rup tricou. Crezi că oamenii care își mulg părul din cap consideră că nu mai are rost părul? Să aibă păr în cap? Nu, dar hainele se pot rupe la nervi. Da, voi ați cunoscut oameni care... Ți-ai rupt vreodată hainele la nervi? Adică că avem celebru exemplu comercial, da. Hulk. Da. Care își rupe hainele la nervi. Bine, nu știu ce rupe. Practic, Hulk e cel mai cunoscut om care își rupe hainele la nervi. Da. Dr. Bruce le-am Banner. Rupt, da. Doctor în chimie. Dar crezi că își lua de la SH? Adică cât crezi că dădea pe hainele alea rupte? Bă, nu știu, dar eu m-am întrebat tot timpul în pula mea cum de reușește cămașa să rupă, dar pantalonii rămân pe el. Nu se rup, se rup la gambe. La gambe se rup. Că se fac din lungi scurs, din câte am văzut eu. A văzut se fac din lungi scurs, dar aici, în zona penială, ca să spun așa, mereu rămâne îmbrăcat. E peniană. Penială. Penială. Aia e granda pineală, e altceva. Da, la nervi. Voi cunoașteți oameni care și-au scos lucruri la nervi? Uite, spre exemplu, un prieten de-al nostru comun din Poiana Brașov, nu o să-l numim, era mare fan Steaua și când pierdea un meci important Steaua, își scotea un dinte cu patentul. Ăsta era ritualul lui, gen că mă ești mulă în eu de echipă și scotea un dinte. Știi? Și pe bune, la loc nostru, după aia. Prietenul nostru de la Brașov, bun. Da. Și punea la loc după aia că nu înțeleg. Nu! Nu! Stai, nu te-ai exprimat corect. Nu, scotea câte un dinte? Da, și-a scos 2 sau 3, nu mai știu. 2 sigur, 3 poate exagerat. Ai zis că scotea un dinte când pierdea Steaua și nu cred că a câștigat toată. Nu, în meciul important. Deci când nu a pierdut... era un dinte de ăsta detașabil pe care... Deci când a făcut Steaua 0-4 cu AC Milan, câți dinți și-a scos? Nu, s-a întâmplat niște meciuri importante, la vreo 3 meciuri importante, s-au pierdut, deci la fiecare meci s-a pierdut cât un dinte. Nu s-a pierdut, mă rog, nu s-a pierdut. Te-am întrebat, exact unde te-am întrebat de un meci legendar, dar pe invers, deci, al Stelei. Dar erau dinți pe bune, adică nu era ca și cum avea un ochi de sticlă și de supărare și scotea ochiul de sticlă. Și și-l punea după aia la loc. Și și-l punea după aia la loc. Nu. Dar știți meciul Stelei cu AC Milan 0-4? Când a luat Steaua 4 goluri în finala Cupei Campionilor, deci în finală nu se iau multe goluri. El a 4-0. În finala Cupei Campionilor? Da. Înseamnă că a fost acum foarte mult timp, nu? Da, a fost acum foarte mult timp. Dar n-a fost faza, dar nu, a fost aia 98, cred. Nu, dar a fost aia celebră cu cum s-a numit echipa aia englezească, pe care i-au bătut în tur cu, nu știu, cu 3-0 sau o chestie asta, sau cu 2-0 și după aia au bătut aia, nu știu, cu 4-1 după. Vorbim despre sportul. Middlesbrough sau cu cine, nu cu Middlesbrough. 5-1, 5-2, nu cu Middlesbrough a fost ăla? Da, ceva de gen. Aia, acolo sigur s-a pierdut. Deci la Middlesbrough sigur s-a pierdut un dinte. Singurul moment în care Țăndăreu era în prag de război civil a fost tot din cauza echipei Steaua, când a dat autogol Bănel atunci în Franța, la Paris Saint-Germain, nu știu unde dracu. Țin minte că era la Țăndăreu. Oricum nu aveam ce să facă, aia toți se duseseră la restaurant Corado acolo peste drum. S-au dus să uite la meci și efectiv s-a ajuns la un război civil pentru că Bănel, din nu știu ce motiv, de fapt știu din ce motiv, avea un fandom foarte mare la Țăndărei. Țăndărei, Făurei, el fiind din Făurei, de altfel. Și erau aia pro-Bănel Nicoliță care tot timpul spuneau
că muncește și că aleargă pe teren, ne luând în seamă ce a zis Cornel Dinu, că o munci Bănel Nicoliță, totuși fotbalul nu e șantier. Exact. Și s-au luat la bătaie cu aia care au început să-l porcăie pe ăsta în ultimul fel. Bineînțeles, racial slurs. Dar erau asta... români cu etnici? Băi, sau etnici cu etnici? Erau etnici cu etnici, român cu român, român cu etnici, etnici cu român, toată lumea, dar nu mai conta. Că adică era alianța pro-Bănel și alianța anti-Bănel. Bănel era dincolo de divergența rasială. Asta încerc să... Erau ca în Star Wars, rebelii aia împotriva lui Bănel, erau rebelii. Exact, și Bănel adică... era un fel de Darth Vader. Ce i-a unit, unul din puținele momente în care am văzut... pe etnicii din Săndărei uniți în gândire și simțiri cu ceilalți cetățeni ai Săndărei, a fost când au nutrit ori dispreț, ori adulație față de Bănel Nicoliță. Adică n-avea nicio legătură cu etnia, absolut deloc, împărțirea asta în tabere. Nu, erau aia pro-Bănel și anti-Bănel. Și cine a câștigat? Bănel, pentru că s-a vorbit despre el, adică într-un final Bănel, băi, tu ca jucător de fotbal, nefiind unul foarte isprăvit, fie vorba între noi, să creezi așa tensiuni și așa mișculație busculată socială, băi, e mare lucru. E mare lucru. Eu cred că adevăratul câștigător acolo a fost Bănel. S-a vorbit despre el, s-a luat lumea la bătaie din cauza lui, adică e tot ceea ce ai putea să-ți dorești ca un jucător de fotbal. Ne întoarcem la nervi. Deci, la nervi, care a fost cel mai nasol lucru pe care l-ați făcut la nervi? Bă, la nervi, eu am tendința de a nu face absolut nimic. Dar e o chestie pe care mi-am exersat-o, adică când mă enervez foarte tare, intru într-o stare de aia catatonică, pentru că cea mai mare tâmpenie pe care poți să o faci, la modul cel mai serios, e să ai ieșiri de-astea impulsive, de ampule așa. Și nu e ca și cum mi-am pierdut drive-ul și nu mă mai enervez în ultima vreme, dar nici nu prea mai arăt. Adică foarte rar mai arăt. Acum... la nervi am luat niște decizii foarte proaste de astea în plan personal, așa, adică cel mai mult rău tot mie mi l-am făcut la nervi. De asta am și ajuns, mă rog, să încerc să am managementul ăsta așa. Da, din cu patentul nu ți-ai scos. Bă, din cu patentul, chestii fizice nu mi-am făcut. Mi-aș scoate un ochi. S-a părut o tâmpenie totală și eu, că la nervi dau cu pumnii în pereți, cu de-astea. N-ai făcut astea? Alfa-mailism. N-ai dat cu pumnii în pereți? N-am dat, bă. Niciodată? Bă, ultima chestie pe care am făcut-o la nerv foarte tare, foarte tare, că de-aia nici nu mai joc de atunci. A fost la Street Fighter, că știi că eu jucam Street Fighter 5 online și am dat cu joystick-ul în masă, dar cu joystick-ul ăla de Xbox. Am dat cu joystick-ul în masă, dar am dat atât de tare în masa Vlex Vlung Vling Lalar de la Ikea, de aia pe rotița aia care și aici de lei, adică nu-ți închipui. Și în ce crezi că-i făcut aia? Dar trecut joystick-ul, mâna tot. Era de sticlă sau din ce era? De sticlă. Era din carton de la presat, nu? Din carton de la, din copertă de caiet. De aia albă. Da. Și a trecut, trece, nu, prin alea trec. A trecut joystick-ul, a trecut mâna. Dar și ce bine la Ikea, că corpul ăla de mobilier care arată la fel pe toate părțile și eu le tot întorc, știi? Adică am unele care le-am pizdit, după aia l-am întors, știi? Un raf, știi? L-am pus invers. Exact ce după zici aia, iar l-am pizdit, iar l-am întors, dar nu mai am cum să-l întorc acum, sunt la ultima rotație. Asta fac și eu. Încercam să fac asta dacă n-avea rotițe jos. Are rotițe jos, nu pot. Păi demontează-le și pune-le pe partea de altă. Nu merge, mă, chiar. Auzi, ușat, dar zi și tu, frate. Dar zi tu. Ce? Păi zi și tu. Păi am zis tu, eu tot mai am zis că am pizdit. Asta e cea mai... Nu, stați, ai zis mai am, cea nu, mai. Am, stați așa un pic. E tocmai că aici păi ai... nu, dar eu te-am văzut pe tine fiind super impulsiv, așa total de ampule. Adică la un moment dat m-am enervat eu de cât de prost reacționezi tu la nervi. Da. Sunt genul de om care enervează prin enervarea lui. Deci ești atât de prost la nervi, da. Că la un moment dat m-am enervat, da. Eu foarte tare. Te recunosc. Era să te capsezi eu pe, da. Tine, pula mea. Da, sunt foarte... Ești foarte impulsiv. Sunt un nervos foarte enervant. Sunt un om care la nervi enervează foarte rău alți oameni. Adică nu ești fanii la nervi, cum e mușat fanii la nervi.
Deci mușat la nervi, el încearcă să umfle, dar nu-și dă seama că devine din ce în ce mai mic. Nu știu, mușat... Deci efectiv, mușat la nervi, zici că i-ai dat 3 linii de cox lui Bart Simpson și i-ai dat drumul prin cameră. Deci exact așa e, adică nu poți să... Nu, poți să nu cred că e de acord. Păi nu e de acord, asta e percepția mea, ce vrei zic acum? Ia zi, mușat, tu ce mă mai gândești la mine ce am mai făcut așa... Vorbeam cu o proastă odată și am... Mama, a început sus, da. Da. Am lovit un telefon de perete de 7 ori în timp ce vorbeam. Deci îl luam, îl trăteam. Bă, dar ce telefon e ăla? Adică încă funcționa? Bă, nu tu, nu înțelegi. Deci telefonul îl aveam de la Matei. Era un Sony cu clăpiță. Probabil cel mai bun telefon din lume. Era... Bă, dacă l-ai dat de 7 ori, da? Non-anti-shock. Non-anti-shock. Da, era făcut era pe... foarte vulnerabil. Era, da, era, un telefon, era un telefon vulnerabil. Era cel Sony mic cu clăpiță. Nu știu dacă ați avut unul gros așa, gros. Ca un ardei gras cu clăpiță. Mic, ardei gras mic cu clăpiță. Era de la, erau alea mâncare, erau colorate așa? Nu, era gri. Și vorbeam, proasta mă enerva, în perete, îl luam ca să continui discuția și nu se strica. Am continuat. O dată, de după aia în dușul mea, după aia încă o dată în perete. Uite, căutați-vă telefonul ăsta Sony cu clăpiță după de aia, care zice ăsta. Da. Ăsta e mega telefon, ăsta e cel mai bun review. Cel mai bun telefon. Și pe măsură ce îl loveam, se strica, dar câte puțin. Aici a fost extraordinar, pentru că puteam să mă înjur cu persoana respectivă în continuare. Și de-abia la final și-a pierdut microfonul. Deci nu mai puteam să nu se mai transmitea, dar de auzit auzeam partea adversă. Asta, deci pentru mușat asta deci este partea adversă absolută. Încă se auzea, a fost senzațional acel telefon, praise it, deci trebuie lăudat, trebuie ridicat în slăvi. Caută. Hai să căutăm telefonul să-l arătăm. Tu îți dai seama că dacă mușat ar păți ca Matrix, știi când îi zice, când îi coase gura lui Thomas Anderson, ăla cred că e cel mai mare blestem. Ce? Cine-i doar secundă? Matrix, când îl cheamă Agent Smith pe Thomas Anderson, pe Neo, prima dată în birou. Dar de ce zici Thomas Anderson? Dar nu era Mr. Anderson. Dar de ce Thomas? Păi nu era Thomas Anderson? Așa îl chema? Nu așa îl cheamă pe Neo, Matrix? Poate sunt eu tâmpit, Mr. Anderson e sigur. Nu, nu-l cheamă doar, eu cred că îl cheamă. Cred că îl cheamă doar Anderson, ca pe Cher. Nu, eu așa țin minte, poate sunt eu tâmpit cu Thomas Anderson. Ăsta e? Nu. Nu, unul gros. Unul mai vechi, probabil. Păi, vechi. Cam așa. Dar nu știu dacă... Totuși avea... Nu era ăla. Mamă, nu, deci avea clăpiță. Apare acolo Sony mai Ericsson pe... Dar nu da Sony Ericsson, nu era Sony Ericsson. Păi, tu ai era zis. Doar Sony. Tu ai Ericsson, ai zis? Nu, a zis Sony, mă. A zis Sony cu clăpiță, man. Ca un ardei gras. Sony cu clăpiță. Doar Sony, nu Sony Ericsson. Sony Ericsson e altă companie. Dar scrie, mă, Sony Flip. Sony Flip Phone. Da. Da, Sony Flip Phone. Sony clapetă. Clapetă? Bă, Denise... Păi... Să moară mă. Dar ei n-au prins, ei n-au prins ăsta. Clăpiță era mai aproape de realitate. E din anii 90, ca să zic așa. Nu era prototip. Bă, da. Ăsta e. Cred că chiar ăla meu, după cum arată. Ăsta este. Cum arată, frate? Doar că nu era orange. Zici că e dispozitiv de electrocutat câini. Da, da, ăsta era. Extraordinar. Ăsta avea și fluier de la cu ultrasunete să arunce câinii în pula mea. Deci ăsta. Bă, de ce... Uite, nu sunt sigur dacă nu mai am vreo cutie. Că l-am păstrat. Există telefon cu tirbușon? Telefon și savonieră, pare să fie. Poți să ții să pun un el sau poți să vorbești? Asta poți să... Bă, deci eu tot timpul... Da, sau poți să arunci în perete, nu? Deci e telefon de aruncat în perete. Păi nu, așa savoniera e... marketat? Păi nu, asta zic că... Păi gluma... Savoniera e în contact direct cu peretele. Păi gluma lui Tudor este un nonsens. Să ai și savonieră. No, da, da, cu telefonul. Și... Păi nu, da, cu telefonul în perete în timp ce vorbești și el să reziste, este un feature foarte bun. Deci dacă s-ar vinde telefonul cu care poți vorbi și să dai cu el de perete, ar fi foarte bun. Da, ce alte gadgeturi de-astea ar trebui să mai fie la telefon? Că pe vremuri, înainte să apară smartphone-ele astea, începuseră să bage tot felul de gadgeturi de-astea dubioase, adică la un moment dat
la nu știu ce Nokia, a fost un special edition care pe spate avea desfăcător de ăla de sticlă. Desfăcător de sticlă? Da, mă, l-am văzut, avea cheie de aia de să desfaci sticla de suc, de bere, de suc, că la mine de suc e. Nokia bețiv se numea. Da, Nokia bețiv. Dar ar fi bune. Că așa, mergând pe linia asta a logicii, știi că și Robin Williams avea skit-ul ăla în live-ul ăla lui de la Broadway, în care spunea, bă, ce pula mea de armată, mă, aia care are briceag elvețian cu tirbușon. Adică, pe cuvântul meu, armată de bețivi. Tu vă dați seama cum e la ăștia, la, când își fac exercițiile militare, că unul din exerciție să deschidă sticla de Chardonnay sub focul inamicului. You've never opened under, Chardonnay under fire. Pula mea, exact așa. Bă, am văzut ăla cu cheie și a mai fost telefonul ăla care avea în colț cu breloc. Mai țineți minte căcaturile astea? Și avea telefon până să-și dea seama că ei ar putea să folosească blitzul ăla, să nu îl folosească doar la poză și să meargă în continuu ca să fie ca o lanternă. Am văzut inclusiv telefon cu lanternă. Dar nu mă știu, cred că dă pe la Motorola sau ceva. Avea o lanternă mică atașat. Cum e bricheta cu lanternă? Păi, e lanternă și la asta. Și la iPhone. Păi da, mă, dar ai făcut din blitz. A, da. Nu. Am avut cu lanternă și eu. Era și Nokia avea. Erau alea antișoc, aveau lanternă. Da. Ele erau telefoane muncitorești ca lumea alea. Alea care erau făcute cu Caterpillar sau... Nu, erau niște căcaturi de la Nokia. Puteai să le schimbi și fețele. Dar voi mai țineți minte primul telefon pe care l-ați avut? Cum era? Absolut. 3310. Ba, bogați în pula. Dar ce? Da, zici că era... Ești nebun. Era 3 milioane jumate, boss. Ce? Era 3 milioane jumate ăla atunci dacă îl luai la abonament... Și chiria în București pe Dolman era 2 milioane. Chiria? E așa, eu la chirie raportez. Dar nu știu, dar eu așa țin minte. Tu ce telefon ai avut, buz? Primul, da, primul. Știu că l-am luat când eram în armată. Dar nu tu ai făcut știu. Armata în 90, buz. Ei, am făcut-o în 90, delirez. L-am făcut-o în 2001, când a fost atacul asupra turnurilor gemene. Eram în armată atunci când au bombardat. Și ți-a fost frică când te detașează? Nu, nu mi-a fost frică că mă detașează. Dar chiar cum ați perceput voi ca militari la Brăila? În exercițiu, dar nu la, dar el n-a făcut la Brăila. La Brăila prima parte am făcut. Deci a fost în felul următor. Și datorită profesionalismului care mă caracterizează, am să postesc cu lux de amănunte. Nu, cu energia pe care am avut-o atunci. Deci, atacul asupra turnurilor gemene a împărțit lumea în două. Cum a zis și George Bush, lumea nu va mai fi la fel. În cazul meu a fost în felul următor. Eu m-am dus la duș pe la ora 1-2 și am făcut duș. Apoi când m-am întors de la duș, am întâlnit cu bărbosul care mi-a zis că au fost atacate turnurile gemene. Eu nu știam ce sunt la gemene. Gemenii. Nu știi gemeni. Ai știut de unde să iei când ți-a zis de gemene? Dar am tăcut ca... Te-ai gândit la piața gemenii? Nu, m-am gândit la niște gemeni, efectiv, niște oameni. Gemeni. Niște oameni foarte înalți, turnurile gemene. Așa, și mi-a zis bărbosul, băi, ai auzit, au fost atacă, pentru că eu mergeam la dușuri în bateria unde stătea bărbosul, teoretic. Și eu când am întors de la duș cu prosopul pe gât în șlapi prin unitatea militară, am dat de acest băiat bărbosul, despre care o să mai povestesc o întâmplare în acest episod, și mi-a zis, băi, a fost atacat gemeni, ai auzit, deci... Și eu, deci, când m-am dus la duș, lumea era la fel, și când m-am întors de la duș, lumea n-a mai fost la fel, exact cum a zis domnul George W. Bush, pentru că... Care a fost prima schimbare palpabilă pe care ai simțit totul proaspăt spălat? Deci prima schimbare palpabilă era că cine pula sunt gemeni ăștia care au fost atacați cu niște avioane. Deci nu înțelegeam de ce niște oameni pot fi atacați cu avioane. Pentru că era tot zici, bărbosul tot zicea gemeni și a fost gemeni atacați. Și mă gândit, eu aveam niște colegi. Noi avuseserăm niște colegi în liceu, Mircea Panaitescu și Doru Panaitescu, care erau gemeni. Și mi-a gândit, atacat, că azi niște arabi, nu se știa încă cine.
Unicul ăștia avioane au atacat pe Gemeni și mă gândeam că a atacat pe colegii mei, Mircea Panaitescu. I-au mierlit pe frații Panaitescu. Păi asta nu știam, pentru că nici nu puteam să mă dau că-s prost, să-i zic, să întreb, nu te supăra, dar ce pula mea să ia Gemeni? Eu am zis, da, extraordinar, nu știam că eu am fost la Duj, n-am știu că au fost atacați Gemenii și nici nu am dat seama de importanța colosală a evenimentului, pentru că între informația primită pe drum de la Bărbosu și informația reală pe care am primit-o intrând în camera locotenentului ca să ne uităm la televizor, la TVR, unde se dădea atentatul, practic, unde se difuza în cadrul comun atentatul, a mai trecut un timp. Deci de la discuția cu Bărbosu și până la a intra în dormitor și a ne duce, băi, hai la locotenent, că s-a dat drumul la televizor, că s-a atacat ceva, eu am trăit cu această dilemă. Cine pula mea sunt gemenii care au fost atacați cu avioane? Și eu nu-mi dădeam seama cât de grav este, pentru că într-adevăr, în realitate, era foarte grav. Dar pentru mine nu era atât de grav, că era vorba de niște gemeni atacați cu niște avioane. Cât de rău putea să mă afecteze mie viața faptul că doi gemeni oameni... Nu țineai foarte mult la frații Panaitescu. N-am dat seama de ce ar fi fost atacați colegii mei cu avioane. Adică orice, dar nu cu avioane, adică mai ales la Brăila. Scoți o sabie din mașină, o bâtă, vii cu o mașină, un Dacia vechi, scoți niște bâtă, dar nu scoți... Așa desfășurare de forță, pe da, misterinul în el. Plus că la Brăila nu sunt avioane decât alea de erbicidat, înțelegi? Atacul asupra colegilor mei gemeni cu avioane de erbicidat era o imagine foarte... Pentru că, într-adevăr, ea era reală, pentru că Bărbosul, când mi-a zis că au fost atacați gemenii, era evident că este adevărat, adică nu putea să mă mintă și era ceva agitație, mi-am dat seama. De ce minții? Deci era, exact, și nu era cazul să fie o minciună de al Bărbosu, că colegii noștri au fost atacați cu avioane de erbicidat. Dar întrebarea mea până la dormitor a fost, de ce ai atacat niște colegi de-ai mei de liceu, de la liceu Murgoci, cu avioane de erbicidat, înțelegi? Și a mers sub această dilemă, cine pula m-a atacat colegii cu avioanele, și am ajuns în dormitor. Când mi s-a zis, bă, vezi că a fost, nu știu ce, atentat, nu știa nimeni ce căcat era. Și ne-am dus în camera locotenentului, care ne-a dat voie să intrăm acolo, că n-aveai voie să intrăm, că era ca la biserică, era ca și cum am fi intrat în acolo, în spate, da, după chestia aia. La separeu. Da, deci dincolo unde e Dumnezeu. Acolo l-a molestat. Că pentru mine partea asta e cu oameni. Dincolo e Dumnezeu, adică așa tratez. Întotdeauna am fost frică de partea care e dincolo, nu știu. Adică în altar. Da, eu n-am... Știi când se intră în altar? Se intră o singură dată când se face biserica, da, povestit se are la... Are și un nume. Se nume, a? Am, cum se numește asta când se face biserica? Ctitorii. Nu, e un nume la... Când se sfințește locul și se face, cum se numește? Hram! Hram, cred că hram e. E primul hram, practic. Cred că e, așa se numește ziua de naștere a bisericii, nu? Da, se aduce și un urs din Antarctica, acolo e hram ursul polar. Se face. Hram. Hram ursul polar. Știu. Mă duc până la toaletă. Du-te, bagă pe noi. E o practică zoologică și practic e ca să ne aduc aminte de primul misionariat ortodox în Antarctica, la Eschimoși și Eschibabe. La Eschibabe a prins biserica foarte bine, au venit cu coliva aia, cam arpacaș, cam bocnă, ce-i drept. Dar atunci a apărut și conceptul de colivă bob cu bob. Și cum e orezul bob cu bob, cum e orezul chinez, de nu-i pilaf așa, și atunci a apărut și coliva. Coliba a ochiului Tom. Da. A apărut odată Tom cu asta. Tom Anderson. Auzi, da, ce vroiam să te întreb. Da, referitor la alimentația eschimoșilor. Așa. Legume, fructe de-astea mănâncă? O mânca, dacă... Cât crezi că e kilo de cireșe la Antarctica? Fără catering. Îți dai seama cât de scump ajunge acolo kilo de cireșe? Bă, n-are mai scump capăt dorobanți, eu nu cred că... Zici? Nu, no, și eu zic, deci auză, kilo dacă... de cireșe pe octombrie, noiembrie, așa pe dorobanți, vreau să zic că e sus de tot. Crezi că am avea succes cu o tarabă de fructe dacă am deschis o tarabă de fructe în Antarctica? Băi, am avea succes inclusiv cu aia de la, în Piața Obor, care vând avocado cu un leu, eu pe aia aș duce acolo la... Băi, ați mâncat avocado la un leu din Obor? Nu. Băi, un anumit moment al zilei... Când e bun.
care variază așa, adică ori e foarte de dimineață, ori e foarte târziu. Când sunt aia cu avocado? Când sunt aia cu avocado, în principiu, dacă găsești avocado la 2 lei în obor, să nu iei că te jegmănești. Dai avocado de la fără timbru? Adică ca țigările, cum se vând țigările, nu glumesc, cum se vând țigările la obor, avocado fără timbru? Da, să mor eu, că ultima dată când mi-am făcut guacamole acasă, mie îmi place guacamole foarte mult să-l fac. Ai făcut guacamole fără timbru? Guacamole fără timbru eu nu fac niciodată. Este primul lucru, când aleg avocado ăla, nu să fie cop, nu să trebuie să existe responsabilitate fiscală în ceea ce privește fructele și legumele. Exact, acest guacamole a fost făcut sub imboldul responsabilității fiscale absolute. Te bă în pula mea cu timbru pe avocado. Nu glumesc, dar avocadourile, cum crezi că poate să vândă avocado la un leu? Atâta, o fi că... avocado de ăsta de casă, cum făcea bunica odinioară de ăsta la țară. Așa avocado făcea bunica, cum făcea bunica guacamole pe vremuri. De ce te întreb? Pentru că există o piață neagră destul de mare de avocado, nu știu dacă știi. Avocado, vorbesc serios, e informație cretină, dar avocado a devenit una dintre culturile ilegale cele mai des întâlnite în America de Sud. Ilegale pentru că sunt făcute pe nașpa și așa. Cererea de avocado e atât de mare, da, e, încât și cartelurile. Avocado contrafăcut ăsta îndoit cu... Cu ce ai putea să îndoi avocado când... Cu nap! Ca să fie... Cu nap! E avocado, avocado cu nap! Cu nap! Exact, ăsta nu e, ăsta e avocado! Nu, dar pe bune, car și cartelurile de droguri din America de Sud și-au diversificat culturile cu culturi de avocado. Stai, bă, așa, tu știi, bă, de piața neagră de avocado din America de Sud? S-a ajuns cu discuția aici, nu? Vorbeam piața despre... de avocado când se negrește, da. Nu, pe scurt, nu, mă, că nu, pe scurt vorbeam de avocado la un leu în piață. Știi că avocado la un leu în piață. Dar n-ați trecut de subiect de cu aia cu armata. Ne întoarcem, nu-i problema. Păi nu. Am ajuns un pic până la avocado. Că ziceam, în fine, nu putem să în contextul în care vrem să introducem în virtutea alimentației sănătoase bazată pe fructe și legume la militari profesioniști, acum la popota militară și guacamole, mi se pare perfect. Și ne gândeam dacă ar merge o tarabă de fructe în Antarctica să deschizi și ce fructe îi duce. Și Gicu zicea de avocado ăla la un leu. Știi pe aia cu avocado? Sunt unii care țin avocado pe jos, pe păturică și se vândă de pe păturică, practic. Da, practic, mă rog, de pe păturică. Dintr-o lădiță, da, dar se vândă pe jos. De pe păturică. De pe păturică, avocado de pe păturică. Nu am văzut nicio lădiță. Și ne întrebam cum dracu e avocado un leu, că avocado ăla trebuie să vină de undeva, adică l-aduc niște avioane, că nu crește avocado la Dăbuleni. Și întrebarea era... Pe n-a pus tacăsul... Și ziceam că l-ai avocado fără timbru. Asta ziceam, că e pe o piață neagră de avocado. Cine? Alu Baboiaș a pus sau... Nu, Dennis Jackson și-a pus banane. Ce-a făcut? Ce mă, a făcut tactul banane a de casă? A pus banane la bra... A pus banane la, la Brașov, ești nebun, deci nu stă, nu-i prin Dobrogea. Deci nu vrea să crească banane pe pământ strast, în cos. Mamă, lasă-mă mâncați așa, că m-am dus, m-a rugat Denis să-l las acasă, că am avut treabă de Paște. Acum l-am lăsat în Victoria acolo. Știi cum e la ăștia în Victoria, mâncați? Pe lângă faptul că țăndărâiul Las Vegas, erau scăiți de aia, cam western-uri pe stradă, când eram eu, Denis și doi câini care ne lătrau în Victoria. De Paște-i drept, era și ziua de Paște. Da, auzi, da, dacă încrucișezi... Dar zi-mă cum a pus tactul banane. Dar nu știu, că și-a pus mega mult, adică el pune tot felul de chestii. Avea și piersici, și caise, și licii, măslin, și nu știu, foarte, mango, foarte... Mango, guava... Da, da. Cred că, nu știu dacă a pus... O să-l întreb, dar a pus multe chestii. A trecut licii. Am una mai bună. Durian. Nu, așa. Am una mai bună. Bariera de corali. Bariera de colar din Victoria. Din Victoria. Nu, da, dacă încrucișezi banana cu floarea de colț, poți să scoți banana de colț. Da, dacă vii cu mașina și s-a pus bariera de corali, asta ține mult, nu? Zic că ăsta stă lângă linia ferată acolo, că și ai mai pus mare bariera de corali, pula, nu mai treci. Știi că ăștia... Se mișcă mic, puțin, poză, greu. Am văzut o poză pe net cu unii, nu știu dacă e în România, nu cred că e în România, cred că e într-o țară de asta, în Albania, pe undeva într-o țară de asta, cu un primar care a asfaltat șina de tren. Deci au făcut proiect cu bani europeni, care trecea, trebuia să asfalteze tot satul și au asfaltat și șina de tren, că era așa aia cuprinsă. Bă, dar m-am dus și nu mai erau șine, adică au acoperit șinele. M-am dus eu pe lângă Târgu Mureș. Se poate, acum, este. Se poate, nu știu dacă, poate era inactivă. Cina de tren. Băi, părea destul de... Adică erau destul de noi. Trebuie să fii destul de retard să pui
Da. Asfalt. Cu siguranță. Da, apropo de Albania și de astea, vă știți toate filmulețele alea cu aia care se iau la bătaie în Albania cu bețele? Și a luat cineva și în loc de bețele a pus săbii Jedi ca în Star Wars și să bate cu... Da, mai sunt vechi. Toți și... sunt vechi, dar în continuare mi se pare unul din cele mai bune, că a făcut și sound design-ul peste. E unul din cele mai bune lucruri de pe internet. Da, asta, cum ia ăla filme cu oameni care se bat cu bețe și le pune săbii laser în loc. Asta face el pe canalul lui. Da, le știu, a fost foarte bun. Bă, dar apropo de avocado și de Piața Neagră de avocado, deci dacă vrei să fur la avocado, că ziceai de ăștia cu cultura de avocado, că sunt traficanții de droguri care au și culturi ilegale de avocado. Da, sunt... Repet, avocado, când nu vrei să-l vinzi avocado pur, de puritate mare, că te ia drag cu capul cât poți să... Da. Două dalea de avocado pur, o iei razna, nu mai faci supradoză, drag, de avocado. Da. Și ai inima din loc, cu ce îndoi avocado când îl îndoi? Cu ce îl zeciuiești așa? Cu ce... O variantă e cu napi. Da, nu știu, trebuie să mai fie o legumă verde, care se mănâncă verde. Cu ce mai poți să... Verde și moale. Zi, Denis. Cu castane? Cu castane. Nu e rău. Mă așteptam cu castravete. Da, avocado e foarte greu de găsit, avocado perfect. Ați văzut cât de greu e să-l găsești? Băi, eu cred că noi suntem și văduviți așa de avocado care trebuie. Nu cred că ajunge avocado. Care credeți că e cel mai pipăit fruct? Adică fructul care se pipăie cel mai mult? La cum? A? Roșia, zice Babu Iași. Roșia se pipăie. Piersicile, cred. Piersicile roșia. Se pipăie, da? Dar e vreun fruct care nu-l pipăie niciodată? Banana. Banana nu o pipăie, nu? Bă, ți-e și ca rușine, că ajunge mear la problema acum. Tu pui mâna pe banană? Nu, eu mănânc cu gura, eu nu folosesc mâinile. Eu iau de pe mază, așa din ea. Încerc să fac totul. Că e gay, dacă pui mâna pe ea. Dacă pui mâna pe ea e gay. Dacă o iei în gură direct, nu e gay. O iei în gură direct și te s-o înghiți dintr-un foc, asta e. Deci sunt două aspecte. Trebuie desfăcută cu gura și după aia luată și aruncată așa pe gât ca pelicanul, frate. Care pelicanii sunt foarte bulangiși. Nu știu dacă știți cât de bulangiși sunt pelicanii. Dar asta e discuție pentru altă dată. Poate bă, merge. Dar tu nu te mai saturi cu... informațiile astea despre animale muiste? Dissing-ul ăsta pe care l-ai tu asupra lumii zoologice. Nu plan, e dissing, adică, dar așa e. Data trecută ne-ai zis de delfinii care violează. Acum, dacă violează, e vina mea că violează, i-am pus eu să violeze. Nu, așa e, dar ai tot felul de relatări astea. Că doar nu mă bag în apă acolo, frate, și strig la ei, bă, ce ați mai violat, mă? Na, slab. Slabă, babă. Nu. Acum cu pelicanii muiști, în pula. Da, nu, că nu-s muiști. Dar ce-ai făcut? Suc, pula. Nu, nu lasă-mă nevrea. Mă nevrea că sunt bulangii, sunt bulangii pelicanii. Mănâncă, sunt ca șerpii aia, constrictori. Le-ai dat bani cu împrumut și nu ți-au mai dat înapoi? Nu, ce? N-am văzut un leu înapoi, n-am văzut. N-a fost o idee bună să arunc bani din barcă când eram beat la pelican. Zi, Mușat, vrei să... Așa, și ne-am dus în biroul acoperimentului să ne uităm. Și atunci am văzut, într-adevăr, avioanele care au intrat și atunci am înțeles cine erau Gemini, erau niște blocuri. Futu-te în gură, bărbosul, cu gemenii tăi. Deci erau niște blocuri, ceea ce înseamnă că am belit pula, nu mai mergem în permisie, pentru că s-a întâmplat, cred că miercuri sau nu mai știu. Și pe asta s-a dus în pulă permisia, că de-abia așteptam să plec acasă, că oricum aia ne ținea un armat acolo ca pe hoții de cai, ca să zic așa, deci n-am ce legătură. Și zic, futu-ți gura, am dat vina pe bărbosul pentru atacurile de la 9-11, pentru că el a fost primul care mi le-a anunțat și practic s-a transferat toată ura pentru faptul că nu o să mai mergem în permise pe bou de bărbosul, care el a venit și m-a anunțat, băi, auzi că... Drept pentru care am luat atitudine de război, pentru că eu până atunci... Cum arată atitudinea ta de război? Îți explic acum. Eu în armată eram un om ok, ca să zic așa. Dar în urma atacurilor de la 9-11 septembrie, nu? Da. Numai atacurile de la ora 9 septembrie, începând cu ora 1, când am văzut eu ce s-a întâmplat, cine erau gemenii și avioanele care au intrat în clădiri, apărând posibilitatea de a se declanșa al treilea război mondial, lucru care nu era de
adus la cunoștința unității 01481 artilerie și rachete din Brăila. Adică noi n-am știut. Nu s-a zis la masa de prânz că va fi al treilea război mondial, dar putea în aer al treilea război mondial. Și pentru că dispărea brusc perspectiva ca eu să mă întorc acasă în calitate de mare șmecher de la Cațavencu la București. Și viu. Da, și să rămân în cadrul armatei ca cercetat și observator pentru tot restul vieții până la jertfa finală pentru planetă și pentru pace. Tu erai cercetat și observator? Da, eram CO. Cercetat și observator sunt aia care se suie în copac și se uită cu... Alții... Îmbrăcat în indian și se uită cu binoclu la dușman. Sunt aia care au în gură primii. E un fel de băgător de seamă al armatei. Da, sunt aia care spun de ce ești în față, în fața liniilor și tu spui... Sifonare, cum soldatul Ryan era CEO, cercetat și observator. Te duci în față și zici, adică te vopsești, te duci la machiaj, la make-up, te faci indian așa ca să nu te vadă dușmanul, pui o bentiță din aia ca, cum îl cheamă, care a jucat în doi bărbați și jumătate. Așa, Martin Sheen. Da, îți pui o bentiță așa ca Charlie Sheen. Charlie Sheen în Apocalypse Now? Așa, da, îți pui bentiță din aia așa. Probabil în Hatchet, zice el. Și te uiți cu binoclu și vezi dușmanul și raportezi printr-un sistem foarte complicat. Bă, dacă vii așa îmbrăcat, spre exemplu, în țăndărei, nu te camuflezi mai mult, ieși în evidență, adică contează, adică trebuie pentru să mine, scalezi camuflajul ăsta. Pentru și mine, asta era imaginea mea legată de... Da, și te făceai așa în fiecare zi, te aranjai așa? Nu, ar fi fost dacă începea al treilea război mondial, probabil că asta, că noi la unitate nu făceam treaba asta. Ni se spunea teoretic, trebuie și să vă camuflați. Și la te puneau în copac? Ai stat în copac? Da, a stat în copac. Stăteam... Păi și tu ai făcut doar antrenament teoretic? Adică tu n-ai făcut nimic din ce s-ar fi întâmplat în viața reală? Da, am făcut și o instrucție, nu, am făcut chiar deplasări cu unitatea. La discotecă? La, nu, cinema. Nu, că am avut armată grea. Am fost la pe câmpul de în poligon. Nu, am fost în poligon detașați. Pe câmpul de avocado. Nu, am fost în poligon detașați, unde se se repetau condițiile de război. Condițiile de război a fost la mine în felul următor, că eu trebuia să operez instrumentul numit goniometru busolă, cred că ăsta era, care e un fel de tub așa, la care te uiți pe la mijloc, el având niște ochi ca în desen animat, așa, o chestie. Deci vezi prin lateral. Și ai niște ochi așa. Și noi am frecat pula la această aplicație, la până când trebuia să vină în inspecție un mare colonel general de armata. Goniometrist. Armata a mia, a României. Și am stat noi la soare, că erau frecai luleaua, că nu făceam ce să faci acum, crezi că trăgeam cu tunul. 5 minute mai târziu, frecam pula, stăteam că ce să faci? Păi da, stăteam în tranșe deasupra cu prelata aia, ca să nu ne bată soarele prea tare și ținea am așteptat. Prelata aia? Da. Era mai bună în caz de intemperii sau de soare? De soare, nu, de soare la intemperii obelei. Așa, și s-a anunțat vizita acestui, că vine, gata, vine generalul și trebuia să ne facem că ne luptăm. Că în armată nu te faci că muncești, te faci că lupți. Și făcându-mă eu că lupt, am luat acest instrument de luptă. Goniometru. Goniometru busolă. Cred că ăla e... Erau vreo trei care niciunul n-am înțeles ce trebuie să fac. Deci dacă vine al treilea război mondial, ați beli pula din partea mea. Plus că s-a schimbat constelația de pe cer și nu mai corespund. Deci toată informația azi pula, pentru că s-a schimbat, știi, fără glumă, s-a schimbat harta cerului, ale erau orientate în funcție de harta cerului, ele făcute fiind prin anii 50-60. Au făcut de pe anii și 215 de niște vikingi, ești nebun? Nu, instrumentele sunt din anii 50, mitraliera mea era din anii 70, era din 70 și nu știu cât, și goniometrul ăla de căcat era din secolul trecut, chiar trecut. Ăștia vin te omoară cu robot și doamne, tu stai să potrivezi goniometru. După stele. După cum bate vântul. Și a venit acest, în sfârșit a ajuns acest colonel la mine, adică a ajuns în dreptul meu și eu, ca să arăt că sunt gata de atac, am luat goniometrul ăla, ce căcat era acea busolă, de ce zice busolă, și am pus-o așa. Iar ăla a tras un picior în cap, practic. Și a zis, nu așa, măi, boule. A, ok. Și am zis ceva de genul, a, ok.
Și cum trebuia pusă? Ți-am zis, n-ai fost atent. Deci ăla vede așa, prin la... Tu vezi prin doi ochi. Deci e un tub așa, un fel de... de, de... Căută-mă goniometru cu... Tub da, de... Da, 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 goniometru. Deci el e un, da, un cilindru așa și el are ochii prin lateral și te vezi prin mijloc. Dacă l-am zis așa, unde n-am ce să vezi. Era ca un... Eu am crezut că ăla, știi? Ochi magic, știi? Știi ochiul magic? Știi, am crezut că e din ăla. Te uiți, știi? Caleidoscop de la? Caleidoscop, îl țineam doar că era mare caleidoscop. Nu cred că era. Dar eu cred că pomușaca. Nu. Pomușaca. Nu e asta, nu e asta. Caută goniometru busolă. Goniometru busolă sau goniometru militar. Nu, da, într-adevăr ăsta e altul. Nu, ăsta e altul. Ăsta e căcatul. Da, ăla e. Ăla e? Doar că nu era ăsta, nu. Goniometru busolă este această chestie. Doar că mi-era acest tub, nu mai știu cum se numește, îmi pare rău, îmi cer scuze armate române. Deci că... pămușa ca să-l țină atent deci... în pula mea în armată, îți dai seama că îi punea diapozitive la goniometru cursul. Și nu, goniometru era, nu, aveam, nu, ăsta nu mai se potrivește cu harta cerului, s-a dus pe pulă, deci orice informație aș da eu. Ăla e făcută... Dă înapoi, ce? Nu, ai o busolă chineză. Ai zis că e de pe vremea lui... Nu, ăsta care a descoperit Galileu, America. Galilei, exact. Înainte să zămislească elicopterul. Zici că e tehnologia aztecă. Dar asta chiar nu e de armată, că e o, prea... O să mie, mi-e foarte greu să-ți dau ca referință. De asta zici e că de paradă. De la din Bioshock, să mor eu. E pentru de... oamenii care au jucat Bioshock. Ce crezi că faci asta? Nu știu, asta e pentru armate gay. La cât de drăguțe vezi cu aceste desene frumoase. Adică pentru soldați. Violator reglabil. De aici, ai testatea violului. Pentru artiști. Reglezi de aici. Da, deci asta, nici cu asta n-aveam nicio treabă, absolut nicio treabă. Și la mă uitam așa, ce pula mea vrea să-ți facă ăsta. Trebuia să facem niște calcule, erau niște grile, niciodată n-am reușit, niciodată, nici măcar odată. Deci dacă îmi dădea test ca la școala de șofer, la goniometru busolă, făceam zero. Deci nu că picam... Deci tu prioritatea de dreapta. Deci nu că picam cu 17 din 24, din 26 sau câte sunt. Nu, v-am zero. Deci nu știam niciuna să fac. Nu. Crezi că ești un cercetaș observator? Slab. Dar inimos. Ești atât de slab încât să poți să creezi pagube și nasoale în rândul armatei din care faci parte? Mai ar trebui să dau indicațiile pentru locul unde ar trebui să bombardeze aia cu tunul. Și dacă zic, dați acolo la, că e acolo o formațiune militară rusească, eu aș bombarda de fapt bazinul de nod din Brăila. Înțelegi? Și l-aș mânu pe David Popovici, care ar înota acolo. Și eu zic, 30 de grade stânga, 80 de grade dreapta, longitudine, nu știu cât, nu știu cum ar trebui să fie. Și practic, pentru că aș greși, aș da fix la bazinul de nod din Brăila. Bă, vreau episodul de azi să se numească goniometru cu busolă. Normal. Da, adică, da, asta ar fi greșit, adică ca să înțelegi, așa aș greși eu. Nu, întrebarea este, ești atât de slab. Da, de ce vrei să continui întrebarea? Nu, faci mai mult rău decât bine. Eu am o teorie. Da. Teoria mea este că pentru orice meserie sau activitate există pragul de inutilitate, unde ești atât de slab încât ești efectiv inutil. Și sub inutilitate începi să faci rău, știi? Adică să fii... ți-am descris că aș face foarte deci mult rău. Deci face foarte mult rău. Adică și eu sunt de părere că orice meserie asta, adică și dacă ești zugrav, dacă scazi sub anumit nivel, nu mai ești doar un zugrav inutil. Moare lume, nu știu, se intoxică copii. Adică mă, în cazul meu n-ar fi așa, deci ar trece obuzul pe la urechile dușmanului. Mamă, ce am scăpat. Nu, aș bombarda direct. Deci, pai tăi. Nu știu dacă chiar pe ai mei, dar puteți să tragă și așa, știi? Bang! Conform indicațiilor, știi? Bă, trebuie să întoarce în tunul, că așa am trimis ăsta. Pula nu și hai să întoarce în tunul. Direct către comandantul general. Ba da, au fost examene pe care l-am... Nu te verifică, că când tu zici bombardați poziția lui unul care verifică să vadă dacă e bine... Nu știu cum mai e astăzi, dar atunci nu cred că mai era unul... Adică era direct pe curat ce făceai? Era direct pe curat, că crezi că stătea... Bine, trebuia să fie o formă de verificare, dar nu cred că e în timpul războiului, nu cred că mai e unul care stă așa, stai să ne gândim dacă e... Pula mea, direct tragi, unde mai stai, ai timp? Când apare, vine... La goniometrie. Când vine o autoblindată din asta cu... de artilerie și să și mobilă. Trebuie să bombardezi repede, nu stai să corectezi calculele sau încerci să le faci cât mai bine. În cazul meu am fi bombardat bazinul de înot.
care era la 1,5 km distanță, probabil. În fine, și mă întorc. Deci urma să înceapă probabil al treilea război mondial din cauza boului de bărbosul care mi-a dat informația și atunci am preluat forma mai degrabă psihologică de luptă, adică atitudinea. Și dacă până atunci eram destul de deschis pentru că scriam umor la Cațavencu, acum am devenit brusc, nu violent, dar încordat. De atunci? Da, și le-am arătat tuturor, adică era, mai era cazul să mă întorc la viața civilă, probabil urma al treilea război mondial și nu mai mergea cu cioaca, aia să de la Cațavencu. Pentru că mi-a închipuiam, aia dacă și ce de la Cațavencu? Marș trece acum în Pluton, te-n pizda, mă, îmi închipuiam cum ar vorbi cu mine comandanții. Deci mai era, aia băiatul ăla de la Cațavencu. Nici un băiat de la Cațavencu, când al treilea război mondial nu mă scutea. Știți că era, știți ce sunt la Cațavencu? Când da, începea război al treilea mondial. Eu scriu harta prostituției din România. Da, și eu ieșeam, știți, eu scriu, sunt la Cațavencu. A, bine, tu poți să mergi acasă. Nu, evident, m-aș fi fost, pentru că mă băgasem și ca prost în armată când începea al treilea război mondial. Îți dai seama ce mă bucuram, zic, mamă, ce inspirație am avut, futu-te în gură cu ideea asta principală. De pentru care la am tăiat orice punți de comunicare cu colegii mei, pentru că ei deveniseră brusc viitorii mei, nu că concurenți, dar când începe războiul, viața e dură, nu mai e ca înainte. Știți ce sunt la Cațavencu? Ei suși pula. Înțelegi? Era, am fi fost homo homini lupus, înțelegi? Adică ceea ce până atunci, chiar dacă eram în armată, nu se întâmpla așa grav. Adică oamenii respectam relativ. Dacă ar fi fost război, probabil că n-am fi futut în gură ca în cap aici, așa, dar pe bune, adică nu cu glume de alea. Stai așa că... Și devenise nasoală treabă. Și în această idee, la cantină, de exemplu, nu mai eram amabil. Deci eram așa și trânteam tava și mergeam bă, așa. Bune, așa s-a schimbat atmosfera? În capul meu. Pentru că adică, nu știam. Adică în lumea reală probabil... Nu se știa la ora... Deci asta spun, că George W. Bush, președintele Statelor Unite Americii, nu a sunat la... unitatea 01481 să-l anunțe pe domnul comandant Butuc ce urmează. Da, așa-l cheamă. Domnul Sir Butuc, get ready. Butuc, să zice Butuc în engleză. Uite că... Log. Mr. Log. Da, devine de care Butuc. Log. Da. Log. Mr. General Log. Mr. General Log. Mr. General Log. You, your army, and that private, Mușa Dragaș, please take action now. Let's get ready to rumble. Okay. Let's fight. N-a sunat telefonul. Also, you should take for entertainment DJ Ashley Bocurlea, please. Please, no. Please send that funny talented boy from Academia Cațavencu. In front. From the Cațavencu Academy. From the Cațavencu Academy. Trimiteți-l în linia întâi. We nu s-a sunat, you. Deci nu știam. Noi n-am știut. S-a dat clar, s-a anunțat permisii pula, deci uitați gândul de permisie, toată lumea jura. După aia s-a descoperit pe Bin Laden, futuz morții Bin Laden. Până am jurat pe Bin Laden, am avut noi. Da, n-am plecat în permisie, din cauza lui deci, Bin Laden atunci. Noi, America, care a fost șocată de gestul lui Bin Laden și unitatea 01481 din Brăila, a luat la pulă pe Bin Laden pentru tot ce s-a întâmplat. Adică pentru noi Bin Laden... Și America, știi că scria America's number one enemy. Așa era și pentru unitatea 01481. Dacă am fi avut un crawl din ăla la intrare la unitatea 01481, artilerie și rachete Brăila, ar fi fost dușmanul numărul 1 al unității 01481, artilerie și rachete, două puncte, Bin Laden, să te futem în gură. Deci dacă ar fi fost crawl de la ca la CNN, da, știi că așa era la CNN. Când a câștigat Trump alegerile, nu știu dacă v-am arătat prin screen-ul postării primarului din Țăndărei, care a avut o postare absolut extraordinară. Deci primarul din Țăndărei a avut două postări. L-a felicitat? Absolut fenomenale, da. A scris așa, aș dori să-l felicit cu ocazia câștigării alegerilor din Statele Unite ale Americii pe viitorul președinte al Americii, domnul Donald Trump, și aș dori să-l asigur pe această cale că primăria Țăndărei rămâne un partener strategic al Americii. Deci asta a fost unul la mână și doi, a fost senzațional când au anunțat englezii Brexit-ul și a ieșit din UE Marea Britanie și a zis
cu ocazia ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, aș dori să anunț pe această cale oficial că Țăndăreiul este orașul cu cele mai multe autovehicule cu volan pe dreapta din Europa în acest moment. Vă mulțumesc. Deci astea au fost alea două postări ale primarului la care eu am râs. Dar câte mașini sunt cu volan pe dreapta? Bă, cele mai multe din Europa în momentul ăsta, este foarte clar, odată cu ieșirea Marii Britanii din UE. Deci, a zis, orașul cu cele mai multe mașini cu volan pe dreapta din Uniunea Europeană în acest moment este Țăndăreiul. Vă mulțumesc pentru atenție. Foarte bune. Astea au fost foarte alea bune. Două intervenții. Da. Am preluat, să zic, atitudinea de luptă a unui războinic la masă, la... de mâncam conservă de pește cu pateu. Da, dar da, atunci era pe combinații de astea alimentare. Da, până asta se dădea. Adică conservă de pește. Asta era meniu dimineața. Deci era conservă de pește pe conservă de căcat, așa, un fel de șprot afumat, dar a fumat la foc. Adică a scăpat conserva într-un foc, în sensul ăsta, a fumat. Pate, o felie de pâine. Nu mai țin de dacă era și cum mănânci două conserve cu o singură felie de pâine? O pui pe o parte și prot pe o parte pateu? Nu mai știu câte felii de pâine se dau. Cred că nu era doar o felie de pâine. În fine, și acolo la masă, deci am fost dur vreo zi. Ai fost dur la masă? Da, vreo zi. Acum, crezi că încordările din oglindă despre care povestea Gicu, pe care le faci acum, fără să vrei, sunt o traumă de atunci rămasă? Te mai încordezi din când în când ca să fii posibil pregătit? Pentru că, păi da, pentru că mai era, ți-am zis, nu mai era glumă, nu mai era băiatul ăla de la Cațaven. State of mind-ul tău acum ca om care a satisfăcut serviciul militar și s-a achitat de serviciul militar. Pentru neam. Brio, da. Cap, C-O. Da, am luat... trebuie doar un E, adică de la CEO până la CEO nu e doar un pas, adică tu te-ai lansat încă din armată pe drumul corect către a deveni un CEO de succes. Momentan ai fost doar un CEO de succes. Așa. Dar tu crezi că ai state of mind-ul ăsta care a fost inoculat în tine din armată, mai ales că ai făcut armata în timpul 9-11, trebuie explicat contextul tău, scuze că detaliez așa, dar așa e. Tu acum ești într-o stare permanentă de asediu, adică tu ești gata de atac în orice moment al vieții tale acum? Tehnic da, dar vreau să spun așa că... Nu, dar și mental. Tehnic e clar că ești pregătit, să vezi, acum, ești pregătit. Tehnic da, dar chiar și în armată atunci, la o zi și jumătate după atacul de la 9-11, chiar dacă telefonul de la președintele... De la comandantul suprem al Forțelor Armate Americane, telefonul dumnealui nu a venit la domnul Butuc, comandantul unității 0481 din Brăila. Era și normal. Dar s-a relaxat treaba. S-a relaxat domnul Butuc? Da. Adică s-a tras concluzia care a fost primul lucru pe care vi l-a zis domnul comandant Butuc după atacul de la Băi, cred că am făcut careu. Cred că a fost careu. Și s-au anunțat evenimentele... S-a făcut careu. Da, cred că s-au anunțat evenimentele relativ importante, nu știm ce urmează, dar suntem în stare de alertă. Alerta a durat vreo zi, că după aia s-a revenit la normal. Ăia n-au declanșat război, adică nu a sunat nimeni pe domnul Butuc să îl întrebe dacă vrea să atacăm Arabia Saudită sau ceva de genul. Dar de ce Arabia Saudită? Nu știu, erau niște arabi. Păi da, era Afganistan, nu era? Da, nu știam noi la Brăila. La noi dacă atacam țara care avea Arabia, nu. Primul atacam care țara care avea Arabia în titlu. Când s-au dus la Constanța, la Delfinariu, când se mai mergea la Delfinariu ca parte din instrucție și pregătirea artileriei și rachetelor pentru lumea acvatică, primul lucru a fost s-au devalizat restaurantele alea turcești de pe acolo. Le-au făcut praf. Care mi se pare normal și eu în state of mind în care eram la Țăndărei, mi se părea că e perfect normal, fiind elev de liceu atunci, să devalizez tot ce are legătură cu civilizația estică, practic. Orientală. Orientală. Estică. Orientală. Așa, și estică, s-a... Adică... Deci, după o zi jumătate s-a mai relaxat treaba, n-a venit telefonul de la Pentagon. Care telefon a venit? La care ai dat în perete? N-a venit. Nu a venit. Nu ușa telefonul de la Pentagon, i-au trimis telefonul. Nu, și nu l-a sunat nimeni pe domnul... Nixonul de la Pentagon. Nu l-a sunat nimeni pe domnul Butuc, drept pentru care noi,
ne-am permis să ne relaxăm pe plan mondial și până la urmă s-a dat și permise și am plecat și în permise acasă. Și ne-am băgat picioarele în Țăndărei. Și la Țăndărei, la formația Tineret Mondial din Țăndărei, fost în Aparis, fost în Meteor, formația care se ocupă cu divertismentul sonor la anunțile respective, odată cu atacul de la 9-11, atât în linia întâi de muzicieni ai formației, cât și în linia a doua, că au și rezervă, ăștia că e echipă de fotbal. Așa s-au distrus toate tarabanele. S-au distrus, tarabanele? Da, ca formă de protest. Tarabane ca o tobiță? Da, 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 aia în care dai, ții balansul. Practic e partea de tic-tac, tic-tac, tic-tac din divertismentul sonor, adică tic-tac, 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 cuvine din tarabane. Și au distrus toate tarabanele astea, care știu că e instrument de percuție oriental, exact cum foarte bine a zis și Dragoș, bă, vrem să ne separăm totalmente ideologic de tot ce ne-a adus civilizația estică orientală. Și consecința a fost că a sunat totul mai prost după aia? N-a sunat totul mai prost, a sunat un pic cam fără balanță așa de unde, și am început să apară și multe cover-uri AC/DC la formație. De unde înainte era formația după Meteor, se numea? Meteor în Aparis și după aia în... Meteor cum? Meteor. Așa. Inițial, după aia în Aparis. Na Paris? Da, da. Adică nu e, cumva nu poftim Paris. Paris? Nu, nu e poftim Paris. Nu e un... Sau intern. E na Paris într-un cuvânt? Este na Paris într-un cuvânt. Este fost un nume pe care l-avea în timpul civilizației romane Râu Ialomița. Asta este na Paris. De fapt era na Paris și eu na Paris, ca să fie, că era na Paris, vă rog, chestie de accent. Și au distrus toate tarabanele astea așa, de unde erau multe cover după Tarkan, Uinama și Kidam, și Kidam s-a trecut către Thunderstrike, practic. Mai drept așa, s-a îndreptat foarte mult groove-ul de la cântări, n-a deranjat... Oricum nici n-are cum să te deranjeze, că ei aveau monopol pe nunți. Adică aia era formație. Nu chemai pe Bulearcă degeaba, pe Florin Bulearcă. Dar s-au luat măsuri. S-au luat măsuri și inclusiv de marginalizare culturală, perfect normală de altfel. Și a fost practic un cancel culture cultural strict pe partea de percuție, dar abană, solo, dansez de nebunești, 2001. Că atunci a fost... atentatul. Eu cred că cea mai afectată 2000. Trupă de Castle Culture ar fi trupa Culture Pub. Ar fi primii. Nu Culture Beat? Culture Beat. Culture. Ar fi primii. Că în ordinea sintagmei, Castle Culture Beat, ar fi primii care sunt cancel. Apropo de Castle Culture, că s-a creat și un segue așa în subiectul ăsta, au în America Federația de Not, da, bă, chiar. Federația Națională de Not a interzis participarea sportivilor transgender care au tranziționat de la bărbat la femeie în toate competițiile oficiale de not din America. Să le urăm succes. Da, scandalul a fost destul de mare, în sensul în care, de exemplu, în campionatul universitar deja căzuseră destul de multe recorduri pe baza faptului că niște indivizi care au dorit să fie femei sau care se identificau cu femei au concurat la femei, la not. Și practic sunt recorduri depășite cu zeci de secunde acum la femei în campionatul. Nu știu dacă o să dea înapoi și recordurile, dar care sunt depășite cu zeci de secunde de transgenderi. Unul din principalii susținători ai acestui nou regulament a fost chiar Bruce Jenner. Actualmente Caitlyn Jenner, tatăl surorilor Kardashian, care este foarte, foarte împotriva participării transilor în competiții de femei. Ca femeie, da, da, da. El spune În primul rând, cred că e unul din cei mai legitimi oameni care ar putea să vorbească. Da, el fiind multiplu campion olimpic de atletism. Adică omul, el... A fost și sportiv de ultraperformanță, și bărbat, și femeie, și adică femeie. Chiar punctează tot. Și când a făcut performanță, a fost legit. Când a fost bărbat, a fost legit. Bă, când a făcut tranziția asta, a fost trans, din nou a fost legit. Adică, mie mi se pare că... El acum, ca femeie, este și soacră. Nu sunt căsătorite fiicele? Da, da, există și mama, practic două soacre
Că practic, da. Practic e o familie acum, care... Da, de ele și soacră. Există... Păi și acum e soacra mică sau soacra păi mare? A fost soacră sa lui Kanye West. Deci Kate din general a fost soacră sa lui Kanye West. Da. De-aia am întrebat tehnic dacă... Nu prea îți vine să te iei în gură cu soacră ta după ce a fost campion olimpic și bărbat. Adică... Da, este soacră, da. Și face și sarmale de-astea, vine de... Băi, eu m-am uitat, apropo... Salată beof, vine salată de beof, de Paște. Ia uite ce v-a adus mămica. Nu vine cu de-astea, cu... Da, e cu salată de beof cu pui care se identifică ca vită. Ca să păstrăm așa paradigma. Bă, da, apropo de astea și de Kardashians și... Eu nu știu dacă voi v-ați uitat. Eu m-am uitat la Keeping Up with Kardashians, adică nu m-am uitat la tot. Salata de beef, acum asta că mă gândesc un pic, scuze-mă că dau un pic înapoi. Salata de beef mi se pare o mâncare foarte inclusivă, așa dacă stai să te gândești. E o mâncare care chiar conține tot. Ou, carne, legumă, unii pun și cartof, bă, tot. Mazăre. Da, da, de toate. Deci salata de băf chiar e... Dar vă deranjează așa această buracla culinară? Ce, salata de băf? Eu aș mânca oricând salata de băf. Bă, eu nu prea sunt cu salata de băf, dar... Oricând. Mă, maioneza aia, mă, aia care leagă. Da. Maioneza e liant, e catalizatorul. Dar nu, nu poți? Dar aia îmi place, fără maioneză nu mănânc. Dar se poate salata de băf fără maioneză? Am salată adus... de băf fără maioneză e o tocătură. Da. La vechiul Happy Fish, la un moment dat, am adus salată de asta de băf și l-am prins pe mușat, că are dreptate, că lui place maioneza. Avea o coajă de aia de pâine, bă, de n-ar așchetat toată maioneza aia de pe salata de băf. Bine, și știa că mie nu-mi place maioneza. A luat-o pe toată? Da, bineînțeles. Cum să nu? A luat. Încă nu era el sedus de ideea fregată. Și se fac modele pe salata de băf. Știi că șmecheria, după ce a ajuns să fii master pe salata de băf pe care o faci. Stai, știi pagina? Ce? De Facebook, da sau nu? Da, nu. Mă, e pagina de Facebook. Veniți, cu salate de băf. Caută pagina salată de băf. Pagina de Facebook. Vorbește, între timp noi căutăm. Da, după ce ai ajuns să fii un, mai multe. Un master de pe propria salată de băf. Că treaba asta cu salata de băf e ca la notul de performanță. Adică este un demers foarte solitar e și nu Facebook știi cât de bun pagina. Ești ca salatier de băf. Ca salatier de băf până nu interacționezi și n-ajungi să iei contact cu alte salate de băf, până nu mergi la niște evenimente unde se aduc mai multe salate de băf, ca invitații să spună asta e mai bună, asta e mai proastă, bă, da, performanța ești... în salata de băf o faci singur. Uite, salata băf. Și după ce ajungi eu sunt membru la un grup. Nivel de salată de băf, și acum să vizionăm să salate. Și arta și ceea ce reprezintă salata de băf. Și acum să vizionăm niște salate de băf. Ceea ce reprezintă salata de băf. Un omagiu adus poetului nepereche. Exact. Vezi, când foarte bine atât făcut. De bun la salată de băf. Asta e rodie. Da. Da, e deja este următorul nivel de salată de băf. Întrebarea este floarea din ce-i făcută. Floarea din ridiche. Ridiche, mă. E ridiche? Ridiche cu mărar. Ce vorbim? Și vestonul e drăguț, este din ardei, coaje probabil. De nu e coaje de castravete. Da, arată, ba da, arată. Iar arată vesta și papionul este din gulie. Deci arată zici că ai ieșit de la after, nu gulie. Ție. Deci arată super bobat, ești nebun. Uite ce ceapă roșie sau... Deci arată zici că a fost la club, zici că a fost la festival așa. Nu, dar e foarte bine făcut. Reverul și papionul cred că e ceapă roșie. Ceapă roșie 100%, dar nici nu se pune problema. Și deși cămașa nu, e nu, mai este cașcaval. Nu, mai este o legumă care are aceeași culoare, atenție. Întrebarea gulie. E vestonul din ce? Gulie este, nu gulie. Nu, dar e ceapă roșie aici. Da, vestonul da, din ce-i făcut? Am zis, coaje de castravete. Coaje de castravete. Cine dracu mănâncă coaje de castravete? Păi nu mănânci asta. Păi nu, aici nu e. Aici o pui pe perete. Orice nu, bucătar spune că tot ce-i pe asta trebuie mâncat. Păi nu mănânci vestonul lui. Dar ce tu nu mănânci? Păi așa de... trebuia să-i pună direct, să-i pună să-i facă din... Păi eu mănânc coajă de să-i castravete. Să-i facă din coton, ești nebun să-i pună. Cine mănâncă coajă de castravete? Eu mănânc coajă de castravete. Dacă mănânci castravete de la ce? Iei coaja. Ia, dă și alte modele să vedem. Păi asta îmi place. Bă, ăsta e foarte bun. Da, dar nu arată salată de băf. Adică nici nu e bine să n-arate salata de băf, salata de băf. Știi next, că să... next, mă bulversează asta. Frumos, o fantezie. Dar iarăși, nu sugerează prea... salata de băf? Nu. Da, mă. Păi aia e maioneză. Dar e pe iarnă, îmi place castravetele la care ține Bradu. Da, și mie. Next.
Asta este nașterea mântuitor, binecunoscutului mântuitor? Mamă. Oarecum, dar este ar putea fi și Bosch din salată Boeuf. Bosch salată Boeuf. Salată de Bosch, de Bosch. De ce? Săi, care e logica? Nu. Hieronymus Boeuf. Da. Ah, Hieronymus da, Boeuf. Ah, ok. Aduce. Garden of Godless Delights sau cum era? Dar măgărușul ăla seamănă și un pic ca iepure. Ce mi se pare foarte inclusiv în această salată de Boeuf și este clar că e făcut, deci un om progresist, este că magii au culori diferite. Fiecare mag este de o etnie diferită. Ai magul foarte alb, aproape fantomatic, ai magul intermediar, aș putea spune hispanic, da. Și magul din Africa Centrală, aș spune. Ai putea să zici. Am putea spune. Așa, la prima mână, superficial. E steaua, e tot, adică e totul acolo. Copchilul ăla... Pare a suferi, nu știu. Da, adică bani. Și copchilul e... E de nu culoarea magului. Din și ce crezi că nu era? Ai vreo dovadă? Ce? Nu, era închis la ten, cu siguranță. Dar din ce-i făcut copilul aici? Din ou, nu? E cu... Dar de ce sunt așa albi Maria și cu Iosif? Și măgarul din Castraveți, din nou, măgarul din Castraveți, e ok? E viziunea bucătarului. Bucătarului. Mai departe avem... Hai de capul meu! Este cea mai fericită întâlnire dintre un om de zăpadă și Edward Scissorhands. Mamă! Ce cară în dreapta are? Dar de ce i-a făcut unghiile alea? Bă, nu înțeleg. E și Grinch și om de zăpadă în același timp? Da, ăsta e... Kraken. Kraken de zăpadă. Asta zici că s-a arătat, știi? Adică zici că era fără el, știi? Și a fost sumonat. Da. A surfasat, ca să folosesc așa un cuvânt. A surfasat din străfundurile salatei. Asta mi-aduce aminte de o înjurătură, ca să spun așa, un dis. Pare fiind că a fost înghițit de un de-asta, de un nisip mișcător, la cum e și culoarea și tot. Da. Unul dintre disurile cele mai puțin auzite, dar care mi-au marcat copilăria, auzindu-l la niște oameni mai în vârstă, a fost disul să-mi o vezi în ciorbă. Întotdeauna disul să-mi o vezi în ciorbă mi s-a părut incredibil. Deci imaginează-ți oroarea să mănânci ciorbă și la un moment dat să surfaseze un belenghel din ciorba aia să o vezi. Și după aia ar fi tare să și intre la loc, să nu mai găsești. Bine, în ciorba de gânfuri știi și tu că e un pic alta situația. Băi, într-o ciorbă de gânfuri mai nu te surprinde. Stai că mai avem salate. Mai avem salate de făcut. Denis nu mai poate cu salatele de pe of. Dă-i următoarea salată, nu te opri. Asta este o fantezie. Bă, asta este... Pește, asta e pește coi? Da, este pește coi. Nu, ai zis foarte... Bă, n-am văzut în viața mea ceva atât de frumos și atât de urât în același timp. Da, are ochi cum au gagicile Volkswagen broscuță cu gene, dacă știți. Doar că asta are și gură de sub pula. Că vă uitați. Crezi că poți să... Nu e un pește muis. Hai că întreb. Crezi că poți să dai muie la salata asta de Boeuf? Da. Păi s-a făcut în American Pie... S-a băgat pula. Poate să fie România în salată de Boeuf. Exact. Băi, nu, dar este... E oribil, nu știu dacă aș mânca din asta. Adică pe bune, adică este un... Da. Aș mânca din pură curiozitate. Bă, asta e frumoasă, nu? Asta pare tartă de Boeuf asta. Asta zic și eu, da. Tartă. Sufleu de Boeuf. Dar Boeuf, salata asta de Boeuf poate fi combinată și cu altă mâncare, adică poți faci tarte cu salată de Boeuf, adică să fie un blat de tartă cu chiș de Boeuf. Nu se poate încălzi. Da, din nefericire. E bună caldă. Dă-i mai departe. Este oribil. Dar de ce este într-o... Deci l-a pus în ligian. Băi, nu știu, mă bulversează complet. De ce să mănânci salată de Boeuf la ligian? Chiar are o bucată de lemn, cred. Din pădure. Ce? Deci munciotul ăla de mânuță pare chiar un lemn. Și eu cred că e o jumătate. Și acolo în colț pare să fie o cutie de mâncare de pisici. Deci cineva mănâncă salată de Boeuf cu mâncare de pisici. Hai să-i dăm. Dar să ieșim din sezonul estival, că sunt altele... Asta, dă-napoi. Asta e veselă, singura problemă este că eu nu-mi dau seama aici unde se termină salata și începe farfuria, ceea ce dacă sunt și beat ar putea să fie o problemă. Pinguinul este un element adăugat. Simbolul Crăciunului, pinguinul, este știut.
tradiționalul pinguin de Crăciun. Pare, pare stânjenit pinguinul ăla. Pare că ceva îl macină. Asta e genul de salată pe care aș vedea o narată de ăsta, cum îi zice, Morgan Freeman. Da. March of the Penguin. Deci cum a mărșăluit pinguinul de la Polul Nord până pe salata asta, așa. E drumul pinguinului de la Polul Nord pe salată. Hai să mai dăm? Să-i dăm. Cum se numește asta de Facebook? Salată de băf se numește? Sau salată băf? Doamna Mariana a venit. Băi, cu asta mi se pare senzațional. Băi, din ce mă uit eu așa, din această fantezie. Asta chiar nu era. Mie mi se pare, nu era deloc, dar mi se pare că e ceremonie de medaliere pe la ceva, că astea par a fi niște medalii din ceapă. Dar crezi că în funcție de importanța invitatului te întreabă, vrei să spun cu Ioan? Vrei să spun cu Petru? Vrei să spun, adică da, cu exact. Ce ăsta? Adică tu ce am postul ți-ai? Se pare foarte bine făcută. E foarte bine făcută. Clar. Deci asta este, pe bune, asta e de Saatchi Gallery. Dacă proștii, dacă ar fi știut proștii de la Saatchi Gallery, și că ăștia popularizează nu doar lucrări clasice. Dacă, dar n-ai de unde să știi dacă salata asta de băf e făcută de Tim Burton. Dacă Tim Burton face salată de băf. Cred că dacă Tim Burton ar vedea asta, ar lua un serial. Film. Familia Adams. De fapt, un serial, că acum seria. Face seriale, mai nu. Te bate și te mântuie bunul Dumnezeu simultan. Asta e primul comentariu. E bun, e cam de nivelul tău. Da. Adică e bun, are da. Gluma asta care bagi și a și nona. Să trec peste salata asta. Oh! Cu crab, dacă vrei cu crab. Salată, e foarte bună. Salată de băf cu temă maritimă. Asta vreau să zic. Și ouă de Paște. Am putea spune că e salata capitanului asta. Dă mai departe. Ha, curca de băf! Asta a fost, de băf! Asta a fost prinsă în viteză. E ca la bob. Deci nu dacă încerci să pozezi un bob care merge cu viteză, nu, cam asta nu e, e surprinsă dimensiunea tridimensională. Eu nu dau seama cât de mare e chestia asta. Ar putea să aibă undeva între 500 de grame și 7 kg. Deci mi-e foarte greu să spun cât de mare este această curcă de băf. Cât credeți că da? Cântărește această salată băf de aici, lăsați în comentarii ca să facem și engaging. Dă-i mai departe. Facem engaging pe internet. Mediocru, frumos, primăvăratic. Ghiocel de băf. Tot acasă. Asta era în pandemie. Da. Contează foarte mult cum citești asta, că tu ai zis tot acasă, dar poate fi tot acasă. Da, asta e, da, asta e la pachet. Cineva a făcut asta pentru pachet. Da. Dar ce e la somon? Tot, uite, ăsta e tot acasă. E hashtag. E hashtag acasă. E hashtag acasă. Da, era din pandemie. Cred că, cred că se leagă cu ideea aia de oameni plecați la lucru și așa mai departe. Mă, când s-a stat în casă. Bun. Foarte bună asta. Asta e cea mai bună. Ordinar, da. Asta e cea mai bună. Nu o bate pe aia cu cina cea de taină. E pe acolo. E pe acolo. Compoziția e bună. Totul e bun. Totul e bun. Da, îmi place. Cromatic e foarte unic. Grinci. Da. Asta e făcută de hipsteri. Sigur. Au podele de lemn. Au farfurie așa. E cadrată sau pe mijloc. Sau e pusă pe tavan într-o cabană de vânătoare. Eu zic că minim e ceva de tepist senior sau art sau ceva. Am auzit de oameni cum își pun oglinzi pe tavan ca să vadă în timp ce să vadă pe ei înșiși și în timp ce fac dragoste în pat. Păi, nu, stai. E posibil să pui salată. Bă, poate ai fetișul. Eu tot dau una explicația la asta. Na, știi că lumea zice că lumea își pune oglinzi pe tavan să se vadă pe ei înșiși. Doar că și așa, poate sunt eu mai simplu în gândire, dar ideea ar fi, nu spui tavan, oglindă pe tavan ca să vezi cum fuți pe alții, adică pe tine. A, ba da. Adică, adică nu da, da, te vezi pe tine cum îi fuți pe alții. Aș, nu, da. Nu, nu chiar, nu chiar pentru că dacă spui oglinda pe tavan, da, tu nu ai cum să stai ca să te vezi. Poftim. Stai. Ai fost vreodată într-o casă de asta? Bă, am fost, dar n-am fost cu scop de asta, adică ba da, un eu am hotel fost într-o vilă din avea Londra. Așa. Și s-a practicat acțiuni incorrecte din punct de vedere moral. Eu n-am practicat spune, cu oglindă de pe tavan. Și m-am uitat pe tavan și era foarte frumos. Era o vilă imensă în Londra. Așa. Cu această oglindă și am vizionat practic lucruri indecente, imorale. În care era implicat. Pe geam. Da. Dar tu trebuie să stai pe spate ca să vezi ce se întâmplă da. În oglindă. Păi da. Tocmai. Și când, adică nu și când persoana cealaltă nu este cu, când ești și ea cu spate, tu ești pe spate, ea e cu spatele, tu vezi cu spatele acțiunea la, ce? La oglindă. La oglindă. Da, tu vezi acțiunea mult mai bine. Ești ca,
cum ar fi Al Pacino în Scarface. Eu asta zic, e mai mult proporțional în cadrul celălalt decât tine. Nu, pentru că dacă ai o vilă mare, cum era această situație din Londra, era atât de mare încât tocmai, deci personajele erau destul de mici, era ca tocmai, aveai un univers întreg să te da, vezi. Când te-ai văzut, ți-ai corectat postura sexuală ca să dai bine în oglindă? Adică la un moment dat... Băi, să știi că chiar m-am gândit, chiar mă stăteam și ai meditam. Ai făcut corecții de pe parcurs? Da, deci am avut un moment să de... Să dai bine la oglindă? Bă, stai că nu dau, nu era, nu-s mulțumit de mine în oglindă, cum dau. Nu pot trebuie să... Nu dar problema este, ai compromite cum dai la doamnă ca să dai mai bine la oglindă? Nu, adică nu, am nu avut un balans, un... știi, nu. Între cum dai mai bine la oglindă? Nu, am avut o trăire metafizică, pentru că am... Experiență am intrat... extracorporală, practic. Păi da, că corpul meu era practic pe tavan. Dar am avut un moment de introspecție, mi-am dat magnet așa la sensul vieții. Serios vorbesc. Pentru că era foarte, eram foarte detașat. Lasă salatele pe ecran, mă. Eram foarte cum detașat, văzându-mi corpul și corpul altei persoane pe tavan. M-am gândit la sensul vieții pentru că puteam să meditez, că stăteam așa și mă gândeam. Deci chiar haideți m-am gândit. Haideți să mai dăm o salată. Hai o salată și după aia facem un sign-out la emisiune. Facem un sign-out, da. Oh. Acesta pare un porumbel călcat de o mașină. Mamă. Și care are în tricolor un cioc. Adică a călcat cu tot cu tricolor. Dar oamenii ăștia... Nu, ăsta e de ăsta de la de Gay Pride. Yeah. Asta pare că a fost dusă la o petrecere de asta de corporativ la DAV. Că aducea logo-ul lor. Zice că seamănă cu logo-ul de la Săpune. Da, seamănă. Are și el dreptate. Dar cum le pun pe tăvile astea? Adică ea pe ce a fost? A fost făcută pe ceva și au luat-o cu un ziar și au tras ziarul de sub ea repede și a rămas pe tavă sau a fost creată pe tavă asta. Cum ajung? Cum ajung? Cum ajung aici salatele? Bă, ce cred că e bună. Decupată. Deci a fost... De fapt, nu. A fost scultată pe tavă, a fost șters în jurul lui. Cum muți așa ceva? Cum o muți de pe o chestie pe alta? O spatulă mare. Ca de aia de pizza? Da, da, mare. Există o spatulă de salată spatulă de neam prost se numește. Dacă ai spatulă de neam prost. Da, există la bâlciuri spatule de neam prost. Dacă... Și spatulă de neam prost de brutărie, eventual. Da. Spatulă și pieptulă. Hai să mai dăm încă o salată. Hai și... că, dar uite, vezi, e adictiv. Da. Asta e pentru noi. Asta e salata de băf cu gândaci. E bună asta. Bă, da. Dați gândaci? Bă, așa pare. Nu, ce sunt? Nu mă gândeam că poate a vrut altceva. Broaște țestoase, ce să fie? Cred că sunt țestoasele nici, mă, dar sunt cam multe. Trebuie să fie. Adică au doar patru picioare gândaci cu patru picioare, cam... Nu știu ce să zic. Bă, asta e salata Kafka. Da. Este o elogiere a metamorfozei. A lui Gregor Samsa. Da. Practic. Cine sunt eu? Nu m-am gândit niciodată. Este... Dar uite, le-a dat și de mâncare, le-a pus și de mâncare. Că vin gândaci la mâncare pe mijloc. Da. Dar ceilalți gândaci de ce nu au cap? Aici cine mănâncă mizerii de-astea? Wow, arată oribil. Guange. Șobolanul mai lisește, în rest e ok. Interesant, dar horror. Clar din categoria așa nu. N-aveți umor, mă. Da, bă, ce? Vrei să zici că tu n-ai mâncat salata asta, bă? Cu gândaci? Da, și gândaci aș mânca. Am mâncat gândaci, nu ți-am povestit? Da. N-am nicio treabă. Hai să dăm și noi sign out pe această operă de artă. Pe această operă de artă, hai să punem din nou afișul cu emisiunea, că să știe. Elogind micimea spiritului uman, care... Când este într-atât de mic, transformă omul într-un gândac. După cum a zis și marele scriitor Franz Kafka. În una din puținele cărți pe care le-a scris. Mă rog, aia nuvelă. Da, e de citit Metamorfoza, întrucât este foarte scurtă. Are 60 de pagini. 60? E până într-o sută. Da, e super mic. E foarte scurtă. Am recitit-o chiar de curând. Am mai avut discuția. Chiar anul trecut, înainte de sărbători, am băgat Metamorfoza. Într-o seară așa am adormit extraordinar pe aia. Foarte mult îmi place. Vă pupăm, vă îndrăgim și să ne vedem sănătoși.